Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la noi dintre emisiunii Radiografia Zilei și la o nouă discuție. Astăzi vom vorbi despre cenaclul literar Glicon. Am mai vorbit despre cenaclul Glicon. Astăzi cumva facem un fel de retrospectivă a întregului an 2018, pentru că recent a și organizat cenaclul un eveniment cultural, un eveniment cultural destul de bine articulat și reprezentat. Am participat și noi acolo și iată, pentru acest motiv, i-am invitat pe membrii cenaclului să ne vorbească despre cum s-a derulat, cum s-a încheiat până la urmă anul 2018 din punct de vedere cultural, ce a scris fiecare, cum apreciază fiecare dintre membrii cenaclului acest an care, iată, se încheie acum, în următoarele zile, și perspectivele în 2019. Pentru acest maraton, aș putea spune, de astăzi, l-am invitat pe Eduard Zale. Eduard este poet, a fost invitat aici de mai multe ori, este colegul și prietenul nostru, să spunem așa, e colaborator, și pe o debutantă, o poetă de vârstă adolescentină, să spunem așa, adolescență târzie, este vorba de Miroiu Andreea Valentina. Este practic coautoare în antologia pe care Cenaclul a publicat-o. O să vorbim cu invitații mei despre toate aceste elemente pe care le-am amintit. Bun revenit, Eduard, la noi în această agoră deosebită. Mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit. Bine ai venit, Valentina. Mulțumesc frumos. Ești pentru prima dată aici. Da, 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 pentru prima dată. Foarte bine și foarte frumos. Succes! Vă mulțumesc. Sigur vei mai veni pe aici, pentru că, de ce nu, atunci când scrii, trebuie să și comunici celorlalți prin diferite moduri, să spunem, de comunicare, fie că e vorba de televiziune, fie că e vorba de o întâlnire culturală, un eveniment, fie că e vorba de radio, comunici cu cei care te vor citi. Încep cu tine, Valentina. Cum ai debutat în ceea ce înseamnă, de fapt, scris? Am debutat prin Cenaclu, da, cu ajutorul Cenaclului, bineînțeles. Am început să scriu de la o vârstă fragedă. Câți ani? De fapt, eram foarte mică când am descoperit prima dată jurnalul. Da. Da, țin minte că mi-a dat mami o agentă foarte veche, foarte ponosită și a zis, scrieți gândurile. Și așa am început, să scriu gândurile, da? Da. Până mi-am dat seama că mie îmi place și că scriu bine, pentru că mi-au dat profesorii un feedback. Un feedback, exact. Da. Și hai la olimpiade, hai la concursuri. În clasa 7 am câștigat prima dată Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. După au tot urmat în fiecare an olimpiade, concursuri de literatură, olimpiade mai mari, mai mici, da, locale, dar le-am luat cu brio. Olimpiade la Limbă și Literatură Română sau și la istorie sau sociale sau științe? A mers și la istorie și la biologie. Da? La biologie prima dată am fost în clasa 9, da. Și îmi plăcea și biologia în paralel cu română. Dar română a fost și rămâne sufletul meu. Da, a fost punctul forte, nu? Exact, da. Eduard este, Valentina este recent intrat în clubul vostru, să spunem? Nu e recent, chiar. E de pe la începuturi. Da? Cenaclul Glicon nu este bazele... nou. Da. Nu este vechi, scuze. În februarie facem 2 ani de existență. Mulți înainte. Mulțumim. Știu că am făcut noi în luna martie 2017. Și am luat-o de pe la început. A găsit-o George Mihalcea. Prin sora lui, a descoperit-o, da? A aflat de ea, i-a trimis niște texte, s-a uitat, mi l-a dat și mie și am zis, da, e bună, o luăm. Și aveți așa și această, să spunem așa, dimensiune de extindere și de identificare a celor cum care... Cum am spus și data trecută și cu alte prilejuri, ne axăm în special pe descoperirea și sprijinirea de talente tinere. Sigur, pe asta e foarte autentice, important, pentru că ele, talentele și trebuie valori, cumva, sigur, deja consacrate. Trebuie puse într-un circuit cultural, da, și literar, da, prima trebuie cunoscuți, a sigur, noastră, sigur că da. Și mai ales cât se poate constanțeni.
Sigur. Din cetatea Tomisului. Sigur că da, și mai mult de atât, dacă există aici un cenaclu, e cu totul mult diferit sau e mult mai ușor pentru tineri să debuteze aici, da, decât la cenacluri care au un caracter național, unde fluxurile de recrutare sunt altele, exact. Unde selecția este alta, unde există foarte multe opinii, pro și contra. În și la noi este o selecție foarte dură. Da. Destul de dură. Este. Sunt convins. Da. Nu vrem să promovăm oameni care doar, cum a spus George data trecută, grafomani. Da. Nu. Sunt mulți grafomani. Fără supărare. Sunt mulți grafomani care stau... Și eu am contestatari. E treaba lor. Descriu. Oricine scrie are contestatari. E cum să... Da. Pentru că... Oricine face ceva are contestatari. Da. Dacă nu... Exact. Dacă nu ai scrie, dacă nu faci ceva, apropo, dacă nu te faci expui. Ceva, nu te expui, da. Și nu reprezinți pentru ceilalți un competitor. Da. Cum te-ai expus, cum au tras în și tine cum ai tras în competiție, da. Da. Simți, Valentina, că deja intri într-o competiție da. Cu cei din generația ta? Da. Pentru că da. Sunt totuși mulți da. Tineri sunt. Și tinere, domnișori și domnișoare, sunt. Care scriu, care publică, ajung în care scriu bine. Cluburile acestea, da, culturale bine. Și literare, la întâlnirile literare și culturale. Da. Cum te identifici cu generația ta? Poftim? Cum te identifici? Cu generația ta, în cadrul generației tale. În ce sens ai reprezenta sau ai descrie generația ta? Generația mea este puțin degradată în ceea ce privește arta. De ce? În ce sens te convinge că de fapt e degradată? Nu se mai apreciază. Cel puțin țin minte în primii ani când scriam și când toți profesorii mă încurajau să scriu, să merg la concursuri mai departe, râdeau, chicoteau. Colegi din generație, da? Da, colegi din, vă spun din experiență. Da. Dar asta te-a motivat mai mult, probabil. Dar m-a motivat, exact. Da. Adică... Și până la urmă poeziile tale vor rămâne scrise, ei rămân cu chicoteala și tot așa. Exact. Eduard, ați încheiat anul 2018, cum l-ai evalua? A fost un an bun, da? Putea să fie și mai bun. Da? Pe lângă întâlnirile noastre obișnuite de două ori pe lună, am făcut un concert, un spectacol de muzică și poezie, cum bine știi da? Că ai fost acolo, la un club cunoscut din Constanța, nu dăm nume să nu facem da? Reclamă. Și a ieșit foarte bine. Eu am fost plăcut surprins că spațiul arondat acestui spectacol a fost plin. Chiar da, a fost plin. Multă lume acolo. Am rămas surprins. Și am văzut fețe noi pe care nu le-am mai întâlnit, pentru că noi, cum am tot spus și eu, am să o repet, când ne întâlnim în cadrul ședințelor, să spun, de cenaclu, o facem cu porțile deschise. Poate veni oricine, intrarea e liberă. Sigur, și avem un nucleu de prieteni, de admiratori, să spun, de cititori și ascultători. Asta referindu-mă la folchiști. Sigur. Care vin mereu. Dar au fost foarte multe fețe noi, care nu aveau nicio legătură cu invitațiile trimise pe Facebook. Da, sau verbal. De eveniment. Cum au fost s-a întâmplat să vadă, au auzit, s-au uitat să vadă ce program este la clubul respectiv, ce urmează și așa au descoperit. Și asta nu poate fi decât bine. Înseamnă că, de fapt, sunteți din ce în ce mai audiați. Există mulți tineri care vor să intre în acest club al vostru numit Cenaclul Literar Glicon. Și mai mult decât atât, există o parte valorică bine reprezentată, o dimensiune valorică bine reprezentată. Da, există un nucleu din poeți și muzicieni vechi, consacrați. A fost și muzică, adică au fost... Da. Păi asta atrage mai mult. Sigur. Pentru că dacă citești doar poezie, devine monoton. Da, a fost am citit eu, Amelia Stănescu și George Mihalcea. Și George Mihalcea și au fost mai mulți interpreți de folk. Da, câți au putut veni. Da. Și a fost un program foarte interesant. A fost bine, da. M-a plăcut și mie. Și n-am cam lungit, ce e drept.
Pentru că noi am schițat un program să iasă bine. După noi intra altă trupă, niște tineri, o trupă de rock. Ne-am cerut scuze față de ei, că l-am luat un pic din spațiu. Nu s-au supărat. Și așa s-a întâmplat. Am fost foarte mulțumit. Acum chiar vorbeam și cu George Mihalcea, în anul ce vine, februarie-martie, aș zice eu, să mai facem un spectacol așa, la alt club, tot din oraș, unde am mai făcut anul trecut și unde a ieșit iarăși foarte bine. Și unde este și spațiu, să înțeleg? E spațiu mai mare decât din coace. Da. De 2-3 ori mai mare. Așa, dar oricum, pentru cei care se uită la noi acum, le spun doar atât, să urmărească Facebook-ul, pentru că avem acolo pagina asociației. Rețeaua de socializare, exact, important. Exact, da, care chiar ne ajută. Da, sigur. Și întotdeauna, inclusiv la întâlnirile obișnuite, eu creez eveniment pe Facebook, să vadă lumea. Trimit invitații, mai trimit și alții și așa mai departe, pentru că e bine, e bine și pentru noi, e bine și pentru ei. Este important. Este sigur o relație, o simbioză, nu? Sigur că da, sigur că da. Între noi și public. Valentina, știu că ai deja ai finalizat o carte, urmează să o publici. Da. Un volum de poezii, da? Așa e primul tău volum de poezii? Așa este, da. Parte din el ai publicat în antologie? În antologie, da. O parte foarte micuță. Și pe grupul nostru online. Și pe grup, da. Dar înainte de a publica această carte, o să treacă prin filtrul. Prin furcile caudine. Lui George. Da. Satrapul de serviciu. Da. Bine, o să-i mai spun și eu câte ceva, dar George... Păi ajută enorm, asta. Pentru că atunci când te vei consacra, toate, să spunem, aceste amănunte legate de modul în care scrii, cum scrii, venit din partea prietenilor, pentru că și Eduard și George Mihalcea sunt prieteni, și de ce nu mentori, aș putea spune, care creează, de fapt, o ambianță culturală, un mediu literar, un mediu de competiție între diferitele creații. Da. Pentru că și aici un foarte bun barometru, da? Competiția critica, nu folosesc termenul autocritică, pentru că el seamănă foarte mult cu un... Dar critica, în sensul bun al termenului unei poezii sau unui volum sau unei cărți, este foarte binevenită. În legătură cu competiția, eu le spun lor întotdeauna, celor tineri, chiar și mie însumi, noi nu suntem în competiție cu nimeni. Noi trebuie să fim întotdeauna în competiție cu noi înșine. Sigur. Da. Astfel încât să încercăm și să și reușim să scriem astăzi mai bine decât am făcut-o ieri. Sigur că da. Adică să luăm ce e pozitiv din această competiție, să spun așa. Hai să vedem cum scriu alții. Uite, Cutare a scris foarte frumos. Mi-ar plăcea și mie să scriu atât de bine sau... Nu să-l copiez, evident. Este important pentru simplu fapt că odată ce îți publici o carte, o lansezi, ea devine patrimoniu public, patrimoniu cultural public, exact. Și poate unora nu le place sau nu le va plăcea, da. Altora le va plăcea mai puțin, dar poate că o perioadă, nu știu, din viața ta, sau poate orice carte supraviețește oricum vieților noastre, ea rămâne după noi, cineva va sta și va fi, sau un grup de cititori va sta și va savura din acea poezie, din acel text. Sau poate ei vor descoperi adevărata valoare a cărții respective. Sigur, poate, cine știe, din motive subiective sau obiective a fost dată uitării. Da, cum s-a întâmplat în foarte multe cazuri. Și nu numai cu literatura. Da, sigur. Tot ce privește arta. Și... Da. Arta în toate formele ei exact, de creație. Practic un artist, aici includem scriitorii, artiștii plastici, muzicieni, absolut compozitorii, toți artiștii, da, toate formele de artă. De multe ori, în timpul vieții, știi bine că din vari motive au fost fie marginalizați, fie nepromovați, atunci, după ce se termină viața lor, începe cu adevărat consacrarea, ca să zic așa, un termen generic. Valentina, tu ești elevă încă la liceu, da? La ce liceu? George Emil Palade.
În a 12-a? Da. Și vei merge, să înțeleg, la litere? Nu, la nu, nu. Da? Nu, voi merge pe medicină. Foarte frumos. Da. A, și vei îmbina medicina și cu da, scrisul, da, da, cu literatură. Da? Păi da, o să fie o formă, să spunem, evoluată de a face medicină. Așa este. Da? O să faci o medicină din perspectivă poetică. Da, da, da. Ai fost în Buzura, nu? Da. Da. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Da, și el era absolvent de medicină, Augustin Buzura, da. Da. Mare prozator și romancier. Da, da. Am recitit, apropo, am recitit acum vreun an de zile Fețele Tăcerii, care mi-a plăcut în mod deosebit, pentru că îl citisem la 20 ceva de ani și am înțeles foarte puțin. M-a puțin. Mai văzut altfel. Da, 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 da. Și mi-a plăcut foarte mult, mi-a spus, ce carte fabuloasă. Trebuie să există foarte multe cărți bune în literatura română. Există, și da, cea din înainte de 2000, înainte de 80 chiar, și cea de după 2000. Cred că există un fel de perspectiva noastră să privim către... Eu nu sunt de acord cu cei care spun că literatura română este o literatură mică. Nu este promovată. Nu este promovată. Nici, nici nu e promovată, da. Iar limba română, n-are limba plastică... Să discutăm acum despre asta, dar sigur, sunt scriitori destui foarte buni. N-au avut șansa să se nască într-o țară mai din vest. Dar poate că da, și în faptul că s-au născut aici, i-a conturat. Și există iarăși excepțiile, scriitor, cei da, care au trăit dincolo, da? Prin da, Franța, prin Germania. Iacătă. Au primit ceea da, ce merită. Sigur, sigur că da. E o chestie politică, înțeleg că, da, și politică și socială, cumva, de fapt, da, și de percepție da, culturală, da, că până la urmă cultura ține de educație. Clar. Vrei să ne citești, ți-ai pus un semn în da, antologie, da? Din cele 5 poezii publicate de în antologie ale Valentinei, am ales una ca abia ce s-a încheiat toamna. Apropo de asta, spectacolul nostru de la acel club, la sfârșitul 1 noiembrie pe 22, s-a numit Gliconiada de toamnă. De toamnă, da, 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 da. Ideea a fost a Amelii Stănescu și chiar ne-a foarte plăcut. Frumos, foarte frumos. Și zicem așa, despre toamnă. Apropo că ea spunea mai devreme cum a început să scrie și mama ei a îndemnat-o să-și aștearnă gândurile pe hârtie. Ia uite cum începe. Am crezut că scriu despre toamnă. Femeia care crește iubire în fața bisericii și întinde buchete cu flori de mucegai oricărui trecător, își fumează țigara precum ultima dragoste ce apune pe sânul ei fierbinte, iar mirosul de cadavru îmbibat în parfum de iasomie mă face să cred că voi fi condamnată la toamnă întreaga existență. Ai simțit asta? Da. Da? Da. Toamna totuși e frumoasă, cu toate sunt născută toamna și... miile ei de culori și cu acea căldură plăcută a soarelui, acea lumină foarte frumoasă și specială pe care nu o întâlnești nici vara, nici primăvara, da, pentru da, că da, poziția pământului este alta față de soare și da, cade da, într-o anumită da, măsură acea lumină și încălzește plăcut, iar toamnele lungi și foarte frumoase, pastelate, așa, cu tot felul de culori legate. Aș prefera de... o vară târzie. Da, da, da. Dar e da, frumoasă toamna, are frumusețe ei. Așa că există o matrice, aș putea spune, o matrice a timpului, odată, da, adică folosind timp și anotimp, într-un joc așa interesant, toamnă și timpul toamnei. Apropo de ce spunea Eduard de vara târzie, și mai mult decât atât, nu cred că va fi o toamnă în ceea ce privește poezia ta. Cred că, de fapt, acum e un fel de primăvară. Da, poate... da. Ba s-ar putea să fii surprins, pentru că mi-a declarat mai de mult. Chiar și astăzi vorbeam, când ne-am întâlnit aici, ca și mine este mare admiratoare a lui Bacovie. Da. Da, George Marinescu. Și asta mă bucură. Da. La rândul lui, el este marcat de foarte multe elemente care țin, de fapt, de timp, da, și de atmosferă, pentru că de poezie, existență. De existență, de existență. Da. Da. Poeziile lor, poeziile lui, de fapt, sunt, își creează un fundal al ploii, al da, Morivăr, da, da, al... Lacustră e fabuloasă, da, după fabuloasă, părerea mea, da, o capodoperă da, a literaturii universale. Și Stanțe burgheze, mai un volum de versuri foarte interesant al lui și reprezentativul volum, Plumb. Da, da, unde de fapt el
se destăinuie legat de impresia pe care i-a lăsat-o vizita de la exact. Cimitirul Belu. Când avea vreo 7 ani. Da, 7 ani. Eu am pățit asta la 8 ani. A mers cu mama lui, care era din Canta Cuzin, era de fapt dintr-un... Era o descendentă a Canta Cuzinilor, mai îndepărtată, și a mers la într-o vizită la Cimitirul Belu și văzând sicriile masive de plumb, de fapt a fost impresionat. Și într-un, cred că într-un interviu, eu am citit asta în, cred că în Viața Românească am citit, nu, în România Literară am citit, mă rog, era un fel de publicare a unui interviu mai vechi al lui Bacovia din timpul, mă rog, din timpul, ultima parte a vieții sale, pentru că el, toată viața lui a fost bolnav, a fost ftizic și asta l-a și influențat. Da, și povestea de fapt cum a debutat și de ce plumb foarte greoi, foarte, adică apăsătoarea aceea existență asupra individului și, mă rog, dimensiunea existențială a, mă rog, a negăsirii locului sau lipsei locului tău. Există o sumă, de trăiri și de... Da. Iar el, la rândul lui, un tip foarte sensibil. El era absolvent de facultate de drept, apropo de vizura. Da. Da. Și nu a practicat, ci s-a dedicat scrisului, a mai și lucrat bine a făcut. Da, și bine a făcut, da, pentru că a lăsat... Știi că mulți ani, până acum vreo 20-25 de ani în urmă, considerat cel mai de seamă sau cel mai reprezentativ poet simbolist al nostru ar fi fost, de către critica literară, ar fi fost considerat a fi ăsta... Macedonski. Da. Nu, este Bacovia. Critica literară... A fost repus critica literară l-a poziționat pe Macedonski ca fiind simbolistul numărul 1. E adus în discuție în prima fază Bacovia. Eu zic că doar cronologic. După care... cred că, da, cronologic. Eu cred că Bacovia e cel mai important. Da, da. Este o poezie încărcată de simboluri, de simboluri multiple și profunde, apropo de trăire. Și a adus ceva nou. A adus ceva nou, în poezia română. A inovat în poezia română. Da, și Arghezi. Da, sigur, și alții. Sigur, sigur. Da. Sigur. Arghezi, apropo, scrie poeziile și din închisoare. Și a fost arestat o perioadă. O întreagă poveste legată de mari scriitori, poeți, romancieri, prozatori români, pe care noi o cunoaștem foarte puțin, sau amănuntele despre care noi știm puține lucruri, și care, într-o anumită măsură, explică, de fapt, și de ce, sau motivul pentru care ei creează o asemenea literatură fabuloasă. Când cunoști și amănunte despre viața lor. Și la literatură includem, de fapt, poezie, teatru, proză, roman, toate speciile literare, ca să folosim așa un termen... Că vorbeam la început despre promovarea tinerilor. Mi-a venit în cap că, spre exemplu, Zaharia Stancu, care o vreme a fost președintele Uniunii Scriitori. Uniunii, el nu a promovat niciodată tineri în mandatul lui. Niciodată. Era foarte puțin. În vremea mandatului lui Stancu era și un tip de, să spunem așa, dominație a celor care erau maturi în ceea ce înseamnă literatura. Era și o luptă antisistem, pentru că Zaharia Stancu cumva prin scrierile lui și legitimează pe comuniști, dacă ne raportăm doar la Desculț, care este dată, bine, că el opera lui e mult mai mare. Da. Și atunci, totuși, comuniștii vin și îi iau pe tineri, le includ și pe femei, discursul pro-feminin, adică includerea femeii ca gen, în ce înseamnă creația literară a fost una reală. Și celebra școală de scriitori, dar la începutul anilor 50, sigur, și 60 chiar 60. Din nefericire, Babiș moare foarte tânăr, într-un, mă rog, stupid accident de tramvai extraordinar. Cred altceva. Da. Există dovezi că a fost ucis, da. Chiar am fost ce la... Ce să-i fi făcut? Dar de ce să-l fi Securitatea română. Pentru că devenise incomod. Păi cu ce? Era un copil de 20 de ani, 21 de ani cât avea. Da, erau vremurile alea cele mai negre din istoria comunismului. Când dispăreai și am nu fost mai la Mălin, satul lui din Ștetul Suceava. Da, eu am fost la Casa Memorială, cealaltă. Da. Nu unde s-a născut, unde a trăit o parte a vieții. Și s-a întâmplat să fiu doar eu cu soția mea, nu mai erau alți turiști și doamna de acolo, custodele muzeului,
Am întrebat-o și mi-a confirmat, zice, da, într-adevăr, se pare că au fost doi. Am întrebat-o care ar fi numele lor și n-a vrut să-mi spună. Da, am înțeles. Dar am mai văzut niște emisiuni unde o parte din scriitorii actuali vin cu dovezi, inclusiv Alexandru Ștefănescu, criticul. Da, Alex Ștefănescu. Alex îl cunoaște Alex Ștefănescu, da. Vine cu argumente. Sunt unii care zic că nu, dar au fost martori oculari. Da, exact, exact. Și știi că el a fost admiratorul, n-aș putea spune iubitul unei balerine care lucra pentru securitatea română și pentru KGB. Da, și probabil că aceea balerina era iubită și de altcineva. E o întreagă poveste. Da, sunt mai multe. Valentina, ai un mentor între scriitorii români? Sau ești cumva, ai un model în ceea ce înseamnă creația ta poetică? Îmi place foarte mult de Bacovia, așa cum a zis și domnul Zale. Nikita Stănescu. Cum ai descoperit Bacovia? În clasa 8-a am citit Plumb prima dată. Și te-a plumbuit. Și m-a plumbuit, da. Și de fapt, mă redescoper în poezia lui. Mă regăsesc. Simți că există o presiune asupra ta existențială? Nu neapărat. E vorba că îmi plac elementele, îmi plac simbolurile. Văd lumea sinestezic. Sigur, așa sigur. Cum o făcea și el. Rezonez cu ce am. Rezonez, exact. Da. Deși sunt o persoană foarte veselă, sunt o persoană foarte jovială. Da. Confirm. Da. O persoană integrată, nu? Da. Amabilă. Este, este. Scrie volumul de versuri 1916. Trebuie să vedem și contextul epocii. 1916, România încă nu intrase în război. Se pare că îl publică în toamna anului 1916. E primul volum cu care debutează, de fapt, dacă nu mă înșel, Plumb, al lui Bacovia. Este primul volum al lui de versuri care și debutează, nu? Da, cred. Sau da. Scrie înainte altceva. Nu. Dar cert, știu sigur că este publicat în 1916 volumul de poezie Plumb. Și, de fapt, critica timpului practic nu observă apariția acelui volum de versuri, însă în interbelic este reintrodus în circuitul critic, să zic așa, alături de unul dintre cei care cumva îl privește cu admirație este Camil Petrescu, cu care legase și o prietenie. Da. Se pare că au fost și colegi la universitate, pentru că și unul și celălalt fuseseră studenți la Facultatea de Drept. Petrescu a studiat și filosofia între timp. Da. Da. Erau amândoi descriși de prieteni ca fiind puțin ciudați și nu era așa. Erau oameni cu, mă rog, cu un tip din de... Din punctul meu de vedere, foarte bine să fii ciudat. Da. Și deopotrivă au creat o cultură literară și opere literare cu adevărat de excepție, dacă ne gândim la poezia lui Bacovia, la dramaturgia lui Camil Petrescu și literatul, și romanul lui Camil Petrescu, romanele psihologice ale lui, cele două fundamentale. Pe mine m-au întrebat mulți de ce por cercel. Și am răspuns unui fost coleg, pentru același motiv pentru care tu porți mustață. Ai zis, da, am înțeles. Da, da, da. Sau porți altceva, poți mâneală, cruceriță, așa mai departe. Vă doriți să fie 2019? Valentina, pentru tine. În primul rând îmi doresc să am rezultate bune la examenul de bacalaureat și intrarea la admitere. Le voi avea. Sunt convins de lucrul ăsta. Da? Și... Pentru că ai motivație. Da, și să debutez în primul meu volum. Sigur, se va întâmpla și lucrul acesta. O să vin și noi prezenți acolo. Probabil că veți face un eveniment tot în cadrul cenacului. Evident. Da, da. Tu să iei note mari la bac care... și la... facultate și volumul ți-l facem noi. Sigur, categoric. Sigur că da. Și vei fi până la urmă datoare să scrii alte volume de versuri. Da, bineînțeles. Legate de... În momentul în care i-am dat telefon și am spus de cartea asta, ca și ieșit și așa, același lucru i s-a întâmplat și lui George Apens și a zis că... Mai ții minte cum ai zis? Pe lângă mulțumiri și asta, ai zis că vă consider pe dumneavoastră și pe domnul George Mihalcea părinți spirituali, părinții literari. Da.
până mi răspunde la întrebare, Eduard, să-ți alegi o poezie a ta, da? Să citești tu pentru telespectatori. Eduard, dacă am privit acum retrospectiv, dacă ai privit tu retrospectiv perioada debutului tău, cum crezi că diferă față de perioada de acum în care tinerii debutează fie în poezie, proză, roman și așa mai departe? La care mine... ar fi diferențele? Și era mai bine atunci, mai bine acum? Era mai rău atunci, era mai rău acum? Nu aș putea să spun. Adevărul este că am avut și foarte mult noroc. Pentru că pentru a avea confirmarea valorii mele, eu știam așa unde mă situez. Dar am vrut să am și alte păreri, normal, nu? Da. Mi-am publicat primele 5-6 cărți, nu mai știu, la București. Și s-a întâmplat primele două cărți, prima carte. Deci eu am debutat foarte târziu, eu scriu de pe la 16 ani și am debutat prin 2009. Pentru că știam, lucra pe mare, la maturitate. În ture. La maturitate. Da, am publicat, am luat-o cronologic. Soția mea îmi spune câteodată, publică din cărțile astea mai noi care sunt mai coapte. Nu, o să le publică în ordine cronologică să vadă lumea. Deverirea ta, de fapt. Exact, da. Cum am evoluat. Și, mă rog, m-am hotărât atunci să public, am fost la București, îmi doream foarte mult la editura Eminescu să public. Nu știu, așa... De ce la Eminescu și nu la, nu știu, la orice altă editură? Poate pentru că poartă numele marelui poet. A, înțeles. Și era o editură foarte cunoscută. Acum s-a mai întâmplat alte lucruri cu ea, mă rog. Am luat contact cu editura, au fost foarte deschiși. Evident, am trimis niște poezii să vadă despre ce e vorba. Mi-au dat un număr de contact. Când am coborât de la platformă unde lucram eu, am mers în București, am făcut un contract cu ei. Eu, fiind și la prima carte, am scăpat din vedere, nu mi-am dat seama că ar fi trebuit să am prefață. Bine, nu e musai. Nu e musai. Acum se scriu și fără. Da. Dar, mă rog, fiind la debut, am zis că e bine să am o prefață. Și mi-au spus, dacă vreți, vă scrieți dumneavoastră, scrieți un cuvânt înainte sau un prieten, cineva. Dacă nu, noi avem contract cu un poet. Da. Îi dăm manuscrisul, omul îl citește, dacă îi place, vă scrie prefața, dacă nu, nu. Și am zis, cine e poetul respectiv? Traian Tecoșovei. Și am zis, da. I-au dat prefața, omul a citit-o, Dumnezeu să-l odihnească, i-a plăcut, mi-a scris prefața. Am plecat eu din nou la tură, că eu lucram atunci o lună cu o lună. O lună plecat, o lună acasă. M-am întors, a ieșit cartea și atunci l-am cunoscut eu pe Coșovei la lansare în București. Deși Dobrogean. La librăria, da. Deși Dobrogean. Da, el clasa 6-a și a 9-a le-au, da, le-au urmat. E, s-a născut la Constanța, dacă nu mă înșel. El, da. Și tatălui la Somova. Da, la Somova în Turcia, da, da, în județul Turcia. E un sat acolo. Și ne-am împrietenit. Și așa s-a întâmplat. Acum, ce să spun? Trebuie să ai și noroc, să ai o doză de noroc. Bine, după aia am cunoscut și alți oameni importanți și de asta vrem să-i ajutăm pe copiii ăștia. Pentru că foarte frumos. Și noi am fost ajutați. Sigur că da. La vremea noastră. Să rog, Valentina, ne reciți. Da. Doar o scriitoare. Sărmana, e doar o scriitoare. Nu se știe să te iubească altfel decât bon love. Și o să te scrie până o să rămână pustită. O să verse lacrimi sub formă de sintagme și nu o să înțeleagă nimeni de ce are atât de multe și totuși atât de fericită. O să te sece de amintiri, că îi plac poveștile. O să facă din tine un roman, un poem sau o tragedie și poate doar așa o să înțelegi de ce iubirea ei este cel mai frumos blestem cu care ai fost binecuvântat. Dar poate că o să fii obosit să o tot vezi cu țigara într-o mână și cu un pix în cealaltă, ușor amețită de atâta vin și viață. Sau istovită să-și scrie moartea pe foi pe care tot ea o să le ardă în cele din urmă. Cu indexul subțire, funebru despicat, caută cratima pe care n-ar fi putut să o fi uitat. Îi trebuia doar un cuvânt al tău, unul singur, dezbrăcat, pe care să-l crească înzecit, nevătămat. Te iubea cu tot cu semnele de punctuație. Foarte frumos, felicitări pentru deosebitele versuri. Semnele de punctuație reprezintă o licență poetică, aș putea spune. Cred că îi va evolua, vei ajunge departe prin ceea ce scrii. Sunt convins că se va vorbi de tine.
și critica literară va avea multe de spus. Mă bucur că ai fost prezent aici și ai venit în emisiune să poți să le destăinui și celor care ne privesc despre frământările tale și despre cum ai început să scrii, care a fost momentul în care ai debutat, să spunem așa, tu cu tine, știi? Da. Și ulterior și în cadrul Cenaclului. Cum îți dorești să fie 2019 literar? Ți propui să mai publici în afară de volumul gata, finalizat și altceva? Sau nu, dar o să scriu să și să văd evoluția. Și de fapt mai preocupat ești de bac și da, de intrare la facultate. Da, da, da. E da, un da. Prag în viață. E un prag în viață. E un prag, da. Ai un prag care de fapt te define așa profesional și îți creează și alte, un alt parcurs. Și după aceea facem și pe alea. Sigur, sigur, da. Sigur, pentru că le implică și pe celelalte. Da. Eduard, știu că ai mai scris încă 15 cărți, da? Da. Cum faci terminate. Noaptea, ziua, când scrii? Oricând, oriunde. Oricând, da, când... Am scris și în avion, și pe navă, da. Și în la hotel, și da. Pe unde mi-a venit. Unde-ți vin ideile, da? Exact. La fel și eu. Le, iei pe, le pui pe un șervețel, pe ceva? Pe ce? De obicei, când sunt la drum așa, am hârtie și pix cu mine întotdeauna. Le notez rapid, da? Am mai spus și altă dată, spre exemplu, când mă culc seara, de fapt spre dimineață, că așa mă culc, mai vin câteodată niște versuri în cap și mi-e lene să mă dau jos, să stau să le scriu. Să. Știi ce fac? Ca să le țin minte și mi-a ieșit de fiecare dată. Le repet în neștire până adorm. Super. S-a întâmplat de mai multe. Și rămân, rămân în... Da, și rămâne da, ceva da. Acolo. Și a doua zi, când mă trezesc, la cafea, încep să mă gândesc, băi, stai că am avut asta. E un tabiet. Da, vrea da. Să știi, da. E un tabiet. Nu deschid televizor, nu... Sigur. Da, și, bine, și mi-aduc aminte. Televizorul are și el rolul lui. Uite, și aseară mi s-a întâmplat. Are rolul lui. Nu le-am pus, dar le știu. Când ajung acasă... Le scrii, da. Exact. Apropo de, uite, s-au născut câteva versuri aici în emisiune. Apropo de... Da. Cum îți dorești să fie 2019? Păi, în primul rând, să fim sănătoși. Da, asta, asta e cel mai important. Asta, dar nu să fii sănătoși, da? Adevărat. Și vrem să încercăm să facem și o să facem niște colaborări și cu alte entități asemenea nouă din țară. Deja am zis de direcția nouă și Cenaclul nou că vreau să ne întâlnim mai des și să vină ei încoa. Mai avem câțiva membri și nu puțini din țară și poeți și muzicieni pe care vreau să-i aduc. Chiar acum la întâlnirea următoare din 21 vineri, 21 la clubul mai mare. Da, da. Mi-a promis o folchistă de la Sibiu, Raluca Cizmaru, că o să vină. Ea a mai fost odată la noi într-o vară. Și m-a sunat și mi-a zis că dacă nu dă cu zăpezi și cu de-astea, o să vină. Ajunge, da. O să vină, vrea să vină. Am să mai vorbesc cu ea, că e foarte bună doamnă. E o doamnă. E o doamnă, nu da. E o fătucă. Da. Știu, știu, știu. Eu o cunosc. O da, cunosc. Am și, eu... și am fost și la concerte. Am fost, cred că, la Târgu Jiu, unde este un festival de folk anual. Ea merge. Da, și am mai auzit-o și cred că și în Ardeal, pe undeva. Mm-hmm. Mm-hmm. Da, se tot plimbă pe la festivaluri. Am și eu un, sunt mulți un cântec cântăresc pe de folk mele. Și doamne și domni și domnișoare da, și domnișoare, da. Foarte buni. Și o ființă foarte... haioasă așa. Nu și... poți altfel să cânti muzică folk dacă nu ești așa. Da. Deși mai sunt da. Dar nu contează. Important e să cânte bine, nu? Da, și important să încânte publicul cu multe dintre... Pentru că următorul proiect, când m-ai întrebat cum să fie 2019 și vrem în și o să-l facem în 2019, o să fie un disc audio, un compact disc cu cântece compuse și interpretate de folchiștii din Cenaclul Glicon, numai pe versurile poeților din Glicon. Poeților, da, foarte frumos, altceva. Foarte frumos. Se creează, de fapt, iată, un nucleu și, da, exact, exact, și o sursă, de fapt, de inspirație pentru textele unor piese. Și mai doresc să facem rost de bani pentru asociație și pentru sigur. Mai mulți. Cred că o să faceți, pentru cu siguranță veți face. Da, da. Felicitări pentru ce ați făcut până acum. Mulțumim succes frumos. În 2019, pentru că, iată, e, bate deja noul an la ușă. Și să ne reîntâlnim aici, în spațiul acesta de dezbatere și de discuție, exact cum ne-am întâlnit și 2018. Și o să mai aduc și alți membri de-ai sigur, noștri, să-i vadă lume. Chiar tărău, să-i, da. Da, să-i promovăm și să-i... Exact.
mediatizăm. Da. Mulțumesc, Valentina, succes la școală și succes pentru tot ceea ce ți-ai propus, da? Să iei notă mare la Bac, să intri la facultate, asta e o condiție fără care nu se poate, sine qua non, cum spun latinii. Și la tine, la fel, mulțumesc. Eduard, să se împlinească așa cum ți-ai propus totul. Mulțumesc că a spus prezent și la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Doamnelor și domnilor, se încheie aici ediția de astăzi a emisiunii Radiografia Zilei. Au fost Eduard Zale, poet, și Miroiu Andreea Valentina Miroiu, sau Andreea Valentina Miroiu, ca să folosesc finalul numelui de familie, așa cum noi ne spunem și ne adresăm unii altora. Am vorbit despre cenaclu, despre evenimentele din 2018, despre creație, despre tineri, despre debutul lor, despre multe alte aspecte și am vorbit tangențial despre Bacovia, Arghezii, așa cum ați putut urmări, Nicolae Labi și, de ce nu, Camil Petrescu, pentru că, fără doar și poate, literatura română este e o literatură care, de fapt, ar putea face și se încadrează în curentele europene foarte bine. E o limbă plastică, limba română, în care se poate scrie foarte frumos. E o limbă cu o anumită sonoritate și e melodioasă. O vorbim cu plăcere. Și să ne revedem bine cu toți cei care creează și în 2019, așa cum a fost 2018. Eu sunt Ana Chitușa, ne revedem mâine seară la o altă emisiune, Radiografia Zilei, și la altă temă de discuție. Toate cele bune, la revedere!